Comisia Europeană propune un certificat verde digital pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță în Uniunea Europeană. Certificatele de vaccinare ar urma să fie valabile în toate statele membre. Data avansată pentru acest document este 1 iunie. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de coronavirus. Adeverințele vor fi disponibile gratuit în format digital sau pe suport de hârtie și vor include un QR code care să le garanteze securitatea și autenticitatea. În acest context, Comisia Europeană va institui un portal pentru a se asigura că toate adeverințele pot fi controlate în întreaga Uniune și va sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor. Statele membre au în continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în materie de sănătate publică pot fi eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice aceste derogări în același mod călătorilor care dețin o adeverință electronică verde. Totodată, Comisarul European pentru Justiție a declarat că statele membre vor fi obligate să accepte certificatul de vaccinare cu un autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului. În cazul vaccinării cu un alt produs, rămâne la latitudinea fiecărui stat ce are de făcut. În acest context, Adina Vălean, Comisarul European pentru Transporturi, atrage atenția că certificatul european nu este un pașaport, ci doar un document unic recunoscut de toate statele membre. Cu toate acestea, fiecare țară își va decide propriile reguli de tranzit. De exemplu, este posibil ca unele țări să ceară și dovada unui test PCR negativ pe lângă dovada vaccinării, iar documentul unic european va include și acest lucru. Pentru cei care nu doresc să obțină un astfel de certificat, dar vor să călătorească, statele membre sunt obligate să ofere o alternativă.